Suntem pe strada Brezoianu. Pare că e o toamnă târzie, deși e final de decembrie. Acolo ați văzut una dintre intrările în celebru parc Cismigiu, iar în spatele meu este statuia lui Iosif Sava. Ce mi-a spus invitatul de astăzi a sunat cam așa. Vedeți că în spate la statuie un interfon, apăsați la numărul 4, mă găsiți la etajul 1. Despre cine e vorba? S-a născut în martie, pe 18 martie 1937, undeva în sudul țării, la Râmnicu Vâlcea. Îl recunoaște toată lumea după voce, după profil și după discurs. Și nu-l recunoaște de ieri de azi, ci de cel puțin jumătate de veac. Cred că aici trebuie să căutăm numărul 4. V-am găsit cu zâmbetul pe buze. E o zi destul de mohorâtă. Acum, în fine, chiar și soarele de când ne instalăm noi aici la dumneavoastră în birou. Și stăteam și mă gândeam cât de mare poate fi probabilitatea ca în spatele unei statui a lui Iosif Sava, care se identifică cumva ca și nume cu TVR-ul, să caut un interfon cu numărul 4 ca să-l găsesc pe un altul la care poți să pui, măcar pentru o perioadă egal, televiziunea română. Dacă n-ați fost dumneavoastră acolo, sigur vi s-au cântat piesele ani și ani și se cântă în continuare. Trebuie să acceptați asta. Sunteți într-un fel bun public și datorită acestei instituții. Domnule, bine v-am găsit, domnule Moculescu. Să rămână, Elina. Hai să spun ceva. Prima mea apariție la TVR a fost în 1957. Aveați 20 de ani. Eram student la Petroșani și cântam la acordeon. Și am venit la un festival studențesc aici. Și am cântat la acordeon și m-au filmat, dar era în direct. Așa. Ce revoluție la Petroșani când m-am întors, o splendoare. Eu n-am văzut ce filmare aia, nu există. Nu, era transmisie în direct. După care, eu am un respect deosebit pentru două instituții. Radiodifuziunea publică și televiziunea publică. Fără ele, nicio vedete pe care, din cele pe care le cunoști, cele mari, nu existam. A fost o conjunctură în care unic pe piață, jucător absolut. Cine, TVR-ul? Da, a existat echipa și voința și talentul de a se face izvorul, lucrurile pe izvorul de personal tehnic și redacțional pentru restul televiziunilor care s-au inventat. Așa este. Aș spune că undeva ștacheta s-a dus și foarte sus. Pentru că în epoca la care ne întoarcem existau niște oameni extrem de creativi, mai ales în ce privește divertismentul. Bine, nu vorbim de o transmisie în care cânta la acordeon un băiat din Petroșani, ci pur și simplu de emisiunile alea mari de divertisment care erau făcute la un standard de puteai să ieși cu ele la orice competiție. În 1963, da. Am ajuns la Galați, unde am format o orchestră foarte bună și au apărut într-o seară trei indivizi. Valeriu Lazarov, Radu Anagnoste și nu mi-aduc aminte bine cum îl chema pe cel de la sunet, Închievici, așa ceva, să mă ierte. Și ne-au filmat, i-au plăcut foarte mult și din clipa aceea a început relația mea cu Valeriu. Sunteți un om care ați compus sute de melodii, probabil peste 500 de melodii. Da, și așa e. Sunteți un om care nu v-ați fi niciodată să povestiți despre dumneavoastră, despre viața pe care ați avut-o. Aș vrea să le spun celor de acasă, poate nu știu, că sunteți născut la Râmnicu Vâlcea, că ați copilărit acolo și că din motive care țin de istoria zbuciumată a familiei dumneavoastră, mama italiancă, și tatăl... Și a țării, da, și a epocii în care copilăreați, tatăl ofițer în armata română, n-ați fost trimis la conservator. Nu. Și ați fost obligat să faceți institutul de mine. Din Petroșani, de mine. Nu se cerea dosar. Nu se cerea dosar. Și ne-ați putut să cântați la acordeon. În spatele acelei camere care se uită la mine, există două plachete, da? De care sunt atât de mândru. Una este Ordinul Mihai Viteazul, acordat de regele Mihai, tatălui meu, dintre ei 200 și ceva de ofițeri superiori care au primit această distinție. Și de desubt este poza mea cu regele Mihai. Și ca să am și o cireașă de pe tort, deasupra de tot este meritul cultural semnat de Iliescu. Cam așa a fost viața dumneavoastră. Viața mea, da. Dintr-o extremă în alta, rezistând și rămânând egal cu cine erați. Da. Adică un om foarte talentat. Mulțumesc. Care ați respirat și ați povestit muzică. Ați fost magnet pentru multă lume de, nu, de genul uita, ăsta. Nu uita că am avut o emisiune 12 ani la TVR2, Atenție ce cântă, de care știe toată lumea.
A fost verificat, de exemplu, la festivalul Crizantema de Aur, la Târgoviște, unde m-a prezentat Ursulescu. Ce țineți minte ce emisiune avea Horia pe vremuri? Atenție și toată sala, se cântă! Deci, se păstrează în memorie. Să încercăm să cântăm acest refren, da? Mai mult tu, Horia. Vreau să vă spun că în 1963 acest cântec prezentat sub formă de twist de către Eli Roman și cântat de Aurelian Andreescu a luat un premiu la Mamaia. În tot ce e frumos pe lume te văd pe tine. Mii de stele fără nume te văd pe tine. Într-un vers de dor, într-un vis de april, într-un glas de argint, șoaptă de copil. Te aud, te văd și-mi pare că-i firesc iar și iar să te întâlnesc. Suntem la una dintre intrările din Cismigiu, foarte aproape. Aici, lângă statuia lui Iosif Sava, ați fost vecini? Nu. Nu. N-ai o găsit loc lui Sava decât aici. Cred că nu e chiar rău să trebuie să-l vezi în fiecare zi, cu fața lui așa ușor încruntată. Poate ție. Nu ți-e greu. Eu am fost în conflict, eu am fost cu el într-un conflict permanent, da? Pentru că am refuzat să cred că nu există și alți compozitori pentru televiziunea română în afară de Mozart și Beethoven. Mm-hmm. Nu vorbesc de muzica ușoară, era dușman al muzicii ușoare. Și știi de ce era dușman? O spun cu zâmbet, da. Când era student la Iași, a avut o trupă care se numea The Seagulls. Vreau să vă spun că știu asta, da. The Seagulls, da. Că n-a avut niciun fel de succes și el cânta la acordeon. Cânta la acordeon, tot la acordeon, ca și dumneavoastră. Da. Dar cum v-ați apucat de acordeon? Foarte frumoasă povestirea și am spus-o și am scris-o în cartea mea de amintiri. Eu scriu acum volumul 2. Da. Volumul 2, care trebuie să fie guvernat de o cerință expresă a editoarei. Mi-a spus că nu le editează dacă nu mă gândesc să mă și laud puțin. Nu numai pe ceilalți, că în primul am lăudat pe toată lumea. Și ați început? Să mă laud? Da. I-am spus, sunt frumos, tânăr, sănătos și bogat. A, exact ce trebuie. Da. Și am destul. E destul. Cuvânt înainte. Aveam 6 ani. Și cântam la pian de 2 ani de zile deja, performant și clasic, numai clasic, așa mai. Tatăl meu era pe front și un subaltern de-a lui avea o datorie la el. Și a venit cu un acordeon nou, dintr-un magazin luat. Și a spus, poftiți, domnule capitan, vă fac cadou pentru copilul noastră. Era un horn de 32 de vași. Așa. M-am trezit cu acordeon, nu știam cum. L-am luat să-l pipăi, nu știu ce. Maică mea imediat, stai, să luăm o metodă. Ea cânta la pian. Mama cânta la pian. Da. Așa cântam de ușor la acordeon după 3-4 zile, încât o sora bunicii mele a venit în vizită la noi și eu m-am dus să o întâmpin cu acordeonul. Și a intrat, i-a spus, spune, vai, Nidia, ăsta lăutar ajunge. Deci ați făcut un marș de primire. Sigur că da. Mama venea dintr-o familie de italieni. Da. Bunicul meu, arhitect italian, cunoscut, are pe net o droaie de pagini, da? Antonio Copetti, care a construit foarte multe lucruri importante în Municul Vâlcea, a băgat pe banii lui canalizare și apă curentă, da? Și a ajuns viceprimar al orașului, da? A construit liceul la Hovari, care este în mijlocul râmnicului și care este o perlă. Și tatăl meu, ofițer la 2 Vâlcea, venind de lângă Drăgășani, de acolo s-a născut. Și a cunoscut după mama mea. Da. Eu cu acordeonul, maica mea cu pianul, așa. Mama ce fel de muzică alegea? De-a domnului Sava, no, no, ca no, să no, nu zic... No, nici de-a mea așa. Nu. Nici de-a dumneavoastră. No. Țin minte o secundă. Țin minte ceva. Era piesa pe care ea o cânta cu plăcere la pian în 1943-44. Ia să vedem cine câștigă, Iosif Sava sau Horia Mănculescu. Ascultă-i puțin. Era Bianca. Nu o să uit niciodată. Deci era o... perioada în care familiile civilizate... O canțonetă italiană? Nu erau, era un cântec de muzică ușoară. Uh-huh, uh-huh. În perioada aceea, familiile care se respectau nu trebuia să fie bogate, Irina. Trebuia să aibă o perspectivă de un anumit tip. Sigur, spre intelectual.
în familiile astea se cânta la pian. Întrebat un evreu de ce familiile evreiești oferă atâtea performanțe extraordinare instrumentiștilor și muzicienilor de origine evrească, evreul descrie, spune, să te uiți că cel care are mai mult decât o cocioabă în care vinde ceva, trebuie să aibă un pian în casă. Și atunci, familia evrească știe de mult ceea ce se discută acum. Copilul îndrumat spre ceea ce are cele mai multe înclinări. Ai înțeles? Și atunci apar pianiștii, apar violoniștii, apar cântăreții, apar dirijorii. Și acordeonistul. Și uite și acordeonistul. Da. Dar știi cum am apărut prima dată când în acordeon? Apare de cel din 57. Am venit în București, dar eu știam la acordeon să cânt un potpuriu folosind efectul orchestrei Mantovani. Este un mod de exprimare a orchestrei viorilor, orchestrei, adică corzilor, cu o remanență a notelor anterioare. Și pentru că efectul era foarte mare, Sile Vișan, un pianist bun, care avea, așa, a fost invitat la o emisiune la televiziune și a venit la mine. Și a zis, Horia, dragă, ce tu cânti la acordeon așa de frumos, eu eram pianist aici, Mantovani ăla, am nevoie să mă ajuți să cânt și tu un potpuriu de muzică sovietică la televiziune. Erau deja anii 60. 62 toamna. Încât, zice, e foarte important pentru că altfel nu acoperă procentajul. Era un procentaj de 40% piese sovietice, 30% piese din țările socialiste și 30% românești. Asta era tot. Și eu m-am dus și am apărut a doua ori în viața mea după chestia cu studenția, cu acest potpuriu, făcând impresie, da. Eu te voi lăsa, eu te voi lăsa să mă uimești și voi fi cum vei vrea, totuși noi întotdeauna ne vom iubi. Păi eu v-am cunoscut când deja erați Horia Moculescu, da? Știa toată lumea cine sunteți, ce ați făcut, aveați respect, strâneați zâmbete. Părea că nu vă supără mare lucru, aveați o zeflemea pregătită în cazul în care Elina, vedeați că sunt excese. Prin prea multe lucruri de suferință. Mama m-a murit când eu aveam 11 ani. Și dacă nu aveam această binecuvântare cu sora ei care m-a crescut și cu ai care copii am rămas ca frații, da? Ce mă făceam? Și atunci asta este o... Ia să-ți moară asta mama și în același an să-l aresteze pe tatăl tău. Pentru nimic. Cum era și cum era. Ce faci? Nu te... Am avut o întâlnire, noi avem în fiecare toamnă întâlnirea rugbiștilor din echipa de rugby de la Știința Petroșani. Și venea și rectorul nostru, până acum 2 ani, când a murit la 99 de ani. Rectorul care acum 3 ani, le spune colegilor mei, măi băieți, eu nu știu cum stă Horia lângă mine și pentru cât de rău i-am făcut. Nu mi-a făcut niciun rău el, a povestit. Am fost chemat de el, care era presat de primul secretar Barna de la Petroșani, să mă dea afară pe mine și încă 3 băieți. Din facultate? Da, da. Din toate facultățile, nu din facultate, pentru că părinții noștri au fost condamnați. Tatăl meu luase recent 25 de ani și îmi spunea mie, băiatul unui pușcăriaș, Horia, îmi pare atât de rău. Înțelegi ce spun? Asta era duplicitatea comunismului. Deci v-ați salvat cu platoșa asta, da? Da. De a vă proteja într-un fel de restul lumii cu o glumă care vă salva măcar pe termen scurt. Da, așa e. Cred că asta s-a întâmplat și în epoca mai recentă, pentru da. Că n-ați avut o viață chiar simplă. Nu, n-am avut o viață simplă și dacă nu ai zâmbet, le spun și prietenilor mei foarte tineri. Singurul care ne apără în viață e zâmbetul. Zâmbetul anulează orice fel de pornire spre suferință. Da? Zâmbește. Dacă lumea dă drumul la radio, începe să audă în mașini
o melodie în care în prima fază poate că nu-l recunoaște pe Smiley. Dau puțin drumul la piesa cu Smiley ca să știe lumea că în cazul în care pică pe ea, e muzica lui Horia Moculescu, compusă când? În martie, 17 martie, am înregistrat-o. Adică cu o zi înainte să împliniți 85 de ani. Da. Și am fost foarte mândru. Când aveam cam tot ce-mi puteam dori, tu știi ce zic, mă pierdeam în gol, că simțeam în suflet mai nimic, dar știam că îmi lipsești dinainte să te oprești. Nu-l recunoști mai nimic. Deloc. Tot ce sunt în pat cu tine. Asta-i Smiley. M-ai salvat discret de mine, chiar de pare deplasat, e adevărat. Să știți că eu am folosit aplicația de recunoaștere a pieselor în mașină stând, să fiu sigură că Smiley cântă asta. Pentru că e neverosimil să-l auzi cântând genul ăsta de muzică, vocea lui e alta, e puțin mai răgușit, e un pic mai nesigur așa în căutarea discursului perfect. E mai detașat. Aha. E mai detașat, e mai bărbat. Și cum? L-ați sunat dumneavoastră și ați propus o piesă? Eu mi-am scris o piesă pentru mine întâi. Da. M-am gândit, nu pot, dacă o cânt eu, nu o difuzează nimeni. Ați gândit perfect. Da, sigur. Ca un manager de divertisment. Da, da. Da. Dar mie mi-a plăcut Smiley într-o piesă, în vals. Uh-huh. Are un vals. Unde foarte frumos. Era pe același calapod. Și am zis, mă, ce-ar fi să-l contactez pe Andrei? Și a fost încântat el. Ne-am dus la ei în studio, unde a înregistrat piesa, am cântat. Și a și grăbit că îi plecau părinții la Paris cu avionul, știa, să vrea să-l laude cu piesa la părinților. Și nu s-a lansat la sfârșitul primăverii vara, pentru că nu e piesă de vară. Și ați dat drum acum în decembrie. Da. Piesa de sărbători. Da. Apropo de sărbători, cum era Crăciunul unui copil de 11 ani care urma să fie crescut de mătușa lui? Întâi era cu zăpadă. Cu zăpadă. Da. Era în perioada aia, era ciclu cu zăpezi iarna. După care a urmat un ciclu cu... fără zăpezi, am făcut niște reveioane cu geamurile deschise și în anii 70, așa că când nu exista chestia cu încălzirea globală. Da, da. Da. Deci și zăpadă. Plecam la colind. Dar plecam la colind pe vremea când tatăl meu era în pare front. Vreau să-ți fac o surpriză. Ce i-am dat lui Smiley? La mine în studio. E de necredut că de multe lucruri s-au schimbat. I-ați cântat-o. Cine ar fi știut că o să-mi dai o viață peste cap și o să sper să fii mereu cum vrei tu, nu cum vreau eu, să te învăț în felul meu și astăzi și mâine, când aveam cam tot ce puteam dori, tu știi ce zic, mă pierdeam în gol, că simțeam în suflet mai nimic. Asta i-am dat Smiley să asculte și a cântat-o foarte aproape de mine, știi? Adăugând căldura lui. Deci cum v-ați înregistrat? La 85 de ani? Da, la mine aici. Cu o voce care nu vă trădează într-atât încât să nu puteți face... Pe 17 martie noapte nu mă simțeam foarte bine. Uh-huh. Și i-am spus prietenului meu, hai să mă registrez aici, la microfon. Să fac un demo. Da, nu, să o am lăsată dacă mi se întâmplă ceva. Că mă simțeam, eram după un infarct venit. Pe 1 martie făcusem un infarct și nu mă simțeam foarte bine. Și înregistrat din 17 martie. L-ați pus pe Smiley așa de frumos în scenă. Eu aș vrea să ascultăm piesa pe care o știe toată lumea. Cea mai frumoasă. De-ai fi tu sarcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de-ai fi, în noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta, în umbra ta. Această salcie a fost dată la concurs la Mamaia de două ori și respinsă.
Și profitând de faptul că a avut un recital, ea la Mamaia, a venit la mine, eu cântam la modern. Și mi-a dus hârtie de note, creion, ascuzitoare, gumă. Și a spus, Horia zice, mâine o cânt cu Sile Dinicu la repetiție la ora 11. Ți-am chemat la ora 7 dimineața aici, copistul de note de la teatru din Fantazio. Era două noaptea. Eu până la 7 trebuia să orchestrez piesa. Să nu dorm și să... Și am orchestrat-o și cu orchestrația aia se cântă. Piesa asta a câștigat vreun premiu? Da, pe la Dresda, cu cântată de Mirabela. Că e o piesă minunată, excepțională, poate fi în palmaresul oricui. Fiecare melodie are istoria ei și viitorul ei. Sau nu? Da. Nu intră în viitor. Istoria ei este cea povestită, viitorul este cel care îi se oferă pieței. Dau un exemplu. Teatrul Tănase. În 1939, Chirculescu scrie muzica unui spectacol și vine Nicușor Constantinescu, care era regizorul, și îi spune, Nicule, mâine este premiera, dăm un cântec care să cânte în fața cortinei, da? Și zice, să mai prelungim puțin momentul. Da, ca să se poate schimba. Cum se întâmplă, ca să se poate schimba decorul. Mâine era premiera. Da. Și vine Chirculescu cu Violete pentru fete. Violete pentru fete a devenit șlagărul anului. Ai înțeles? Un nimic. Acolo, un nimic. Așa. Și o virgulă, da. Sigur că da. Știe vreodată un compozitor că ce a făcut va funcționa? Nu, nu. Fiecare compozitor e convins că în clipa că s-a ridicat de la pian cu piesa gata, va fi un șlagăr mondial. Capodopera. Da. Fiecare compozitor gândește asta. Dacă nu te gândești că va fi șlagăr, că eu nu scriu, eu foarte rar am scris ceva să fie șlagăr. Au devenit cunoscute prin ascultare repetată. Să vă spun ce am mai descoperit eu azi și mi-a plăcut mult, da. Nu știam. Vă mulțumesc, stimați spectatori și telespectatori. Este foarte adevărat că ultima parte a unui spectacol este cea mai bună. Nu știu de ce nu s-a început cu ea. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint aparținând compozitorului Horia Moculescu, intitulată A fost odată ca-n povești. E o piesă foarte puțin cunoscută. De tine? De mine, da. Atunci a cântat mult. Asta e 1968. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu eram născut. Păi vezi? În sfârșit, se întâmplă ceva care trebuie să mă nască. Care o simplă întâmplare ce uneori aș vrea să o spun. Sile Dinicu la pian. Cuiva. Ce voce, ce piesă. Orchestrată de mine. A fost odată ca-n povești, ce simplu e să povestești cum s-a întâlnit o fată cu un băiat. El nu i-a spus niciun cuvânt, i-a și-a lăsat ochii-n pământ și amândoi de mână au plecat. Cum era Dan Spătar? La fel ca în Dan, o dulceață de băiat. O dulceață de băiat. Și în mod special, într-o perioadă când a fost nefericire pentru el așa, dacă bea, nu mai era drăguț. Dar în viața ei toate zilele era o dulceață. O dulceață și prieten și săritor și tot ce vrei. Și cânta ce îi se dădea, adică nu era... Ficios. Da, mofturos, așa, la vreoțe. Ce voce avea, adică... 1962, cântam în orchestra de ture, așa se numea, și eram la restaurant Berlin într-o seară și au venit la mine niște băieți foarte drăguți de la sportul studențesc, Liviu Colceriu și ceilalți. Măi, Horia, zice, noi avem aici un băiat care cântă foarte frumos. Cântă foarte frumos, ne cântă nouă tot timpul și așa. Ia să-l aduc, măi, și vine un băiat blond, drăguț, frumos, cu ochii albaștri, era ceva așa, să-l mângâi, era ca un copil, da? Și reverențios și tot ce vrei, și îmi dă un bilețel cu 11 piese italienești, cu tonalitatea pieselor, știi? L-am acompaniat, mi-a plăcut foarte mult. Asta cânta el? Da.
n-avea niciun piesă românească în repertoriu. Și a spus, vino și mâine seară, poi mâine la ambasador unde cântăm noi și cânt și acolo. Și l-am chemat și la ambasador și a mai venit încă o săptămână și așa. Și într-o seară a venit Ramon Tavernier, Dumnezeu să-l ierte, a murit un cunoscut compozitor. Și i-a plăcut și i-a dat o melodie. O melodie cu care Dan a spart radioul. A spart radioul. Da? Numai că eu i-am spus, până când nu vei cânta o piesă românească. Da? Până atunci nu vei face niciun fel de succes meritat pe care l-ai. M-am dus la spital, i-am dus monede de 25 de bani, că era la Colentina, nu se putea mișca, fost fotbalist el. L-am luat, l-am prezentat compozitorilor și uite ce băiat drăguț. Monede ca să sune acasă pentru da, telefon? Da, să sune acasă, fise de telefon, da. Fise de telefon, da. Piesa se numea Ai trecut iar pe strada mea. O știi? Ai trecut iar pe strada mea, braț la braț cu altcineva, ieșise luna, o voce nouă. Drept care, tot la ambasador, vine Temistocle Popa, spune, măi Horia, Dana Temi, dom'le, e un băiat care cântă frumos, l-am audit eu și mi s-a spus că îl pot găsi la tine aici, că îl puneam seara să cânte. Și l-am prezentat și spătarul a doua zi a devenit spătarul. I-a dat măicuța mea. A rupt toată România. Să știi, măicuța mea. Și a existat o muzică până la piesa asta și muzică românească după piesa exact, asta. Exact. Până da. Au venit și drumurile noastre și gata. Da. Care este sârbească. Care este sârbească. Sida a scris versurile. Nevastă soția sa. Lui, da. Da. A povestit peste tot despre episodul cu mine. Mi-a cântat două piese. Așa. În 65 mi-a cântat o piesă care a fost foarte mare șlagăr atunci. Da, se numea Mai gândește-te. Era Mai gândește-te, mai stai o clipă ca într-o zi, înțelegi? Astăzi se sintetizează niște piese și se pregătesc și se mixează și se rafinează încât să se poată potrivi cât de cât cu vocile unor soliști. Dumneavoastră compuneați piesa și nu vă gândeați la solist. O făceați? Da. Eu am scris gândeați? Pentru solist, da. Eu am scris pentru totdeauna. Am scris. Păi dacă pentru Corina am scris 29 de piese. 29? Da. Ia să vedem ce nimeresc. Cineva care nu știe piesa asta. E cântată la Cerbul de Aur în 2018, cu vocea ei de atunci. Inima ta mă șoacă așa, ba nu, ba da, ba da, ba nu, mă pune pe foc. Și eu nu prea m-aș mai juca, ba nu, ba da, dar ăsta nu-i joc. De ce pentru Corina a compunat? Credeam în ea. Și am făcut foarte bine că am crezut în ea. Corina este o valoare, cum spun, indiscutabilă. Avea și un glas excepțional pe vremea aceea, da? Era frumușică, era atractivă, prezenta cu succes piesele. Actriță. Actriță, sigur că da. Și era prietenă. Important. Important asta? Sigur că contează da. Contează mult? Da, eu eram relații foarte bune și cu familia ei. Taicăsul, profesor universitar și compozitor de muzică simfonică, da? Și mama ei, profesoară la conservator la pian. Cele... Nu vă dau altceva. Asta e... Angela Sinea. Angela. Cu care am fost la un festival la Los Angeles. În America. Lună și desparte de acasă pleci departe. Lași o casă îndurerată ca o lacrimă de fată. Această piesă, ca și încă vreo, și Inima ta și pentru tot ce a fost, îți mulțumesc în piesele ale mele, da? Au fost selecționate de Titus Munteanu la Șlagăr în devenire. Deci, vedeți, ați trecut printr-un concurs de talent, într-un fel sau da, altul, printr-o emisiune de televiziune, care făcea propria selecție. Da. De fapt, așa funcționează lucrurile, apropo de trecutul, prezentul și viitorul unei piese. Nu numai. E și contextul. Există, dacă vrei, o șansă intrinsecă a cântecului. Da? Un cântec oarecare poate să-i spunească.
cu televiziune, fără televiziune, nu știu, îl vrea lumea și îl cântă. Și îl cântă fără să-l vadă la televizor. Sunt niște lucruri foarte ciudate în această relație compozitor-solist-public. Eu sunt convinsă că sunt și surprize în care nu te aștepți ca un cântec să explodeze, da, și să facă istorie și totuși a funcționat. Funcționează pentru public. În vechiul sistem, piesa făcea succes dacă era difuzată des. Da? Cred că și acum se întâmplă la fel. Și acum se întâmplă la fel, dar atunci, în mod special, și atunci existau situații când, pe nedrept, piesa era promovată pe cine știe pe ce interese meschine. Am pățit-o eu cu o piesă, fără să știu că așa se întâmplă. Da? Cineva aducea o plasă cu pui la radio. O plasă cu pui? Da. Și se difuza piesa, da, lui? Da, da, da. Măi, sau ei, da. Da, și eu când am auzit, am rămas, zic, măi, chiar n-am atâta fler la piesele mele. Să vă provoc să-mi spuneți dacă nu exista o concurență și o mică gelozie între soliste. Adică dacă tu apucai să colaborezi... Totdeauna. Mult cu un compozitor și funcționa relația și deveneau hituri, șlagăre, când melodiile. Neetalate public. Da, da. Neetalate public. Cred că nu prea îți plăcea când... Se înțepau când, da. Așa... Depinde cum, mai directe, cum e Mirabela, care n-are nimic sfânt, ea le zice, dar îmi place foarte mult chestia asta. Bine? E un om direct, da, așa spune. Da, e o figură excepțională, Mirabela, de prietena mea veche, da? Altele care fac pe mironosicele. Dar care dau telefon când a ieșit din încăpere și încearcă să spună o vorbă bună la verișorul sau la colegul sau din, ce de la Rudy. Aici, ce scriu așa? Sau își plătește florile care îi vor fi aduse pe scenă de către comisionar. Ce trist! Trist? Mm-hmm. Da, trist, dar productiv. Povestind într-un interviu că unul dintre cei mai fermecători artiști cu care ați lucrat a fost Aurelian Andreescu. Absolut. Era un tip cuceritor, prieten bun cu mine. I-ați compus? Da, sigur. I-am compus. Cel mai bun prieten al lui era Cornel Constantiniu, da? Bâlbâiți amândoi. Și Cornel, iartă-mă. Da, așa este, măcar recunoști. M-am uitat la el acum. Și Aurelian Andreescu era bâlbit în viața civilă. Da. Da, sigur că da. Vreau să spun că și bâlbâitul este molipsitor, ca și căscatul. Am asistat la o scenă epocală pe podiumul de la Mamaia. El, Corina și Cornel, da? Și Spătaru. Așa. Și au început să vorbească normal după 15 fraze, toți erau bâlbâiți, toți patru. Da. N-aveam cum să înregistrez pe vremea aia. Virusul a intrat de la Aurelian Andreescu? De la Aurica, Aurica, dacă spunea, sigur. Un om care cântă bui, bui, seara și a doua zi cântă copacul. Ai înțeles? Trebuie să aibă sânge în instalație, iubita mea, ca să convingă publicul. Ești de acord? Cânta seara în restaurante. Da, în seara cânta bui, 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 bui și a doua zi cânta copacul. Și să-l cred când cântă copacul. Aici e problema. O povestioară scurtă cu Aurelian, care este excepțională. Bă, Horia, da. Aici m-am oprit la tine să-ți spun ceva. Venea la mine, stăteam pe strada Roma eu și el venea din domenii și venea în centru și se oprea la mine pe Roma. Ieri am fost la Câmpina și... Și am avut spectacol pe stadion. Și? Nu ți-ai luat banii. Ba, am luat. A plouat. N-a plouat deloc. Atunci ce vii să-mi spui? Stai să ascultă. Și i-am întrebat de la început. Aveți trupă pentru muzica ușoară? Că sunt numai cântăreți de populare. Și mi-au spus da. Aurelian Andreescu. Și mă sui pe scenă același taraf de la populare. Ce să fac? Și m-am gândit, asta este. Îi spun, ce dur, asta înseamnă do major. Lent. Și a început la trim, ti-dun, 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 ti-dun. Și eu am cântat
Please release me, let me go. Ăștia sunt întâmplări din viețile noastre, iar el, autoflagelându-se, știi, povestind ce a pățit, zice, crezi tu că mai vine vreodată vreun spectator la mine? Într-o seară i-a venit nevastă să-i facă scandal că a întârziat cu o seară înainte. La noi, la ambasador era, da? Că el cânta cu mine, a cântat 4 ani la ambasador și 5 ani la modern. Îți dai seama ce prietenie am avut, nu? Și 2 ani la Marea Neagră. Și a venit nevasta și a făcut scandal. Și Aurica, era și lume în jur, da? Vai, ce-o să spună presa de mâine? Presa noastră nu exista sub nicio formă, ai înțeles? Când de dragul cui mi-e drag și fac vioară din zefir, jarcuș din fir de trandafir, ca somnul să te prindă-n prag. Și atunci eu cânt de dorul cui mi-e dor și număr stelele tăcut, greșesc și-o iau de la început, nu mult. Vă întoarceți mereu așa cât ambasador, modern, în fine, oamenii habar n-au, vă dați seama de peste tot, da, din România, deci, despre ce vorbim. Deci, statul modern era la mare, la Mamaia, un loc de referință timp de, cât am cântat eu, 9 ani, toată protipendada României venea acolo. Stăteați la pian? Aveam orchestră, da, și erați la pian, da. Și conduceați orchestra, da, cântați și cu vocea? Da, sigur. Sigur. Acolo am lansat o piesă, de exemplu, al lui Veselovski. În 65 am lansat-o. O am aici, să-ți arăt. Nu era prea. 65 a apărut poza. Și mi s-a cerut seară de seară să cânt la modern și la ambasador și peste tot. Și dacă? Noaptea m-a prins iar, bea de același iar. Că eu am lansat-o în 65. Nu vă lipsește faptul că nu mai aveți cu cine vă întoarce în timp la momentul... E groaznic. Nu am cu cine să comentez în afara unui prieten foarte bun. Am vrut să-mi verific ceva, că am interes și n-am avut cu cine să vorbesc. Am auzit pe cineva cum spunea că cel mai trist, apropo de felul în care trec anii, este că rămâi singur și nu mai găsiști oameni care să râde la aceleași lucruri la care râzi tu. De acord cu tine, total de acord cu tine. Total de acord. Șansa mea este că în materie de râs am un partener, Penidia, care are un umor excepțional și cum mă persiflează cu memoria mea, care e prodigioasă, ține de dată fixă de așa și pe lingură, și mă și, cum să spun eu, și epatez cu chestia asta și mă și laud. Așa o memorie la 85 de ani, rarisim, da? Îi povestesc, uite, în 1962, seara, se ploua. Ai înțeles ce spun? Adică... tipul de umor pe care îl are și cu care noi... Fata lui tata. Fata lui tata. Ce ne lasă cu o rază puternică de speranță este că în momentul în care sunați un om cum e Smiley, da, reacționează. Și stă, vă ascultă, încearcă, se uită pe un demo, vă cheamă, înregistrează. Adică nu a închis telefonul și a dat nume și a zis hai să mă lase și domnul Moculescu acum. Dar tu nu știi câte cereri de piese am. De la generația lui? De la generația sau lui, mai tineri, da. Chiar. Da. Și le dați? Dacă sunt capabil să le scriu. Scrisul la mine este o chestie de stare, nu este o chestie de obligație. Am scris de obligație la 2 spectacole majore pe care am avut, un musical la Constanța, dar am trebuit să scriu și am scris. E de necrezut că de multe lucruri s-au schimbat. Cine ar fi știut? O să-mi dai o viață peste cap și o să sper să fii mereu cum vrei tu, nu cum vreau eu. Mă râdeam cu Ionica Cristinoiu Dumnezeu, este un compozitor de talie mondială. Compozitor de talie mondială. Dar el știu că scria zilnic. În fiecare zi la 7 dimineața era la pian. Eu am și 10 zile când nu mă ating de pian. Și când mă duc că uite, nu-mi vine. Nu iese nimic. Și acum sunteți gata, liniștit, cu pace, cu sănătatea. Cheful de a intra în camera asta? Iubita mea, sănătatea. Ăsta e sanctuarul meu. Aș spune că v-am găsit în formă astăzi. Da, cred că da. Că vă stă bine cu reflectoarele, vă place în lumină. Eu, și mai am și pianul aici. Da. Nu există ceva mai comod pentru mine în viață, din punct de vedere artistic. Dăm un pian de sub și pot să vorbesc până poi mine. Dar ce vă supără în viață?
Înțeleg? Minciuna. Primul lucru care mă supără. Nu, al doilea. Primul mă supără sănătatea. Și mai ales că lipsește. Sănătatea de care mi-am bătut joc. Mi-am bătut joc pentru că am fumat 40 de ani. Cum se vede de la balconul dumneavoastră de aici, de lângă Cismigiu, lumea în care trăim? Mă uit cu plăcere. Am la doi pași conservatorul și văd copiii care vin cu viori în spate, cu instrumente de suflat în spate și așa, și mă zic, asta e slăbiciunea vieții mele, copiii mici. Văd foarte multă lume cu copiii mici care se duc spre Cismigiu. Nu, știi că nu pot de prima pornirea să mă duc la un copil, zic, vai ce frumusețe ești, așa, și mă zic, uite părinții, da, trebuie trăiască, da, mulțumesc, nu, nimeni nu se așteaptă ca un cineva în vârstă să vină să-ți spună copilul frumos și e frumos. Toți copiii sunt frumoși. Acum trebuie să apară colindătorii, imediat, pe... am și pregătit banii să-i arunc pe geam, pe fereastră. Dar în funcție de cât de profi sunt, vin copiii aici, că mi-a mers buhul, vin copiii la ușă. Zic, da, știți ce cântați? Da, nenea, ia-ți-o aude și nu știi în ce hal cântă, ori bună dimineața, ori steaua, ori... Și cum vă abțineți? Zic, mă, dar de ce cânti mai așa? Da, dar cânt bine, nu cânti bine. Tata așa mi-a spus, spune să-ți spui lui tactul că cânti prost. Tot le dau câte 10 lei la fiecare și înțelegi? Ce vă întreabă lumea când vă vede? Jumătate din ei vor să facă poze cu mine și eu le cer 5 lei. Pentru colindători. Da, nu. Ce, putem să facem o poză cu noastră? 5 lei, zic. Da, sigur. Ca să le dau o tentă de umor în chiar toată chestia asta. Și foarte multe femei tinere, mature sau în vârstă, mă salută pe stradă. Cum vă țineți mintea cu pianul pe care îl bateți din când în când? Așa? Cu rebus? Cu rebus mai puțin. Cu ironiile de la Nidia? Cu citit. Cu scris. Ce anume citiți? De toate. Citesc... Carte sau de pe telefon? Carte. Nu citesc după... Fără ecrane, fără. Da. Uite, la aici de sunt, da, asta sunt la pagina 123. V-ați dat un termen când ar trebui să fie gata? Nu. Scrieți despre prieteni, despre... Despre tot, despre ce am pățit, despre ce am văzut. Epoci. Da. Și am mai încercat ceva să păstrez și în al doilea volum. Să-mi descriu viața alături de evenimentele majore din România și descriu evenimentele. Cum a fost anul ăsta pentru dumneavoastră, 2022? Groaznic. Îmi spun eu, da, a fost cea mai nevastă perioada vieții mele. Ai înțeles? Deci să plece. Da, să plece. Am avut tot ce vrei, am avut două pneumonii, am avut un infarct, am avut un COVID, am avut o hernie. Ce să spun, toate în 2022. Sper să scap. Și o melodie care începe să fie pe radiouri. Da, 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 da. Nu contează. Se pune și asta. Nu vă mai impresionează o melodie care devine șlagăr? Nu scrii cu alt scop. E ipocrizie, spui că nu mă interesează ce vorbești. Sper ca anul viitor să găsesc o formă de a-l implica pe Smiley într-o piesă de alt tip. Da. Deci îi spunem lui Smiley că îi se pregătește ceva. Îi se pregătește ceva, da. Ce-ar mai fi de spus din vagonul vieții mele în doi, cu un bilet doar dus care ne cuprinde pe amândoi. O să sper să fii mereu cum vrei tu, nu cum vreau eu. Și astăzi și mâine cu mine. Erați un nume respectat, vă cereau piese cele mai mari vedete din epocă, artistele cele mai iubite, vocile cele mai bune vă sunau și sunt convinsă că primeați telefoane și vi se cereau piese noi. Totuși cântați în restaurante, ceea ce acum ar fi aproape degradant. Pentru cine privește așa? Eu am transformat podeaua de la restaurant în scenă. Noi schimbam două uniforme pe seară. L-am prins pe un mare ghitarist pe scenă cu pantofii care umbla pe stradă. I-am aruncat la gunoi. Pentru că în fața mea era publicul, care este sfânt pentru mine. Nu există ceva mai important în viața unui artist decât publicul. Publicul în sine e cea mai talentată adunare de suflete. Publicul știe dacă tu cânti cu suflet astăzi sau nu.
publicul știe dacă tu ești aspect pentru el cu toată firea ta sau numai așa, din vârful buzelor. Publicul știe, te amendează. Vă rog să faceți acestui public o urare ca pentru dumneavoastră pentru 2023. 2023 să-l aveți invers decât l-am avut eu pe 2022. Domnule Horia Moculescu, o să-i rog pe colegii mei din echipă să-mi dea 5 lei pentru că vreau o poză cu dumneavoastră ca să facem un final. 5 lei poza? Atât a rămas? Nu, da, în bani de un ban. Inflația nu... În bani de un ban. În bani de un ban. Da. Bine, îi căutăm. Pentru că nu mai există moneda națională nici măcar în sine, așa, știi? Și acum? Am îndrăznit. Mulțumesc frumos! Mersi! Simt că noaptea e în balans. Și-o invit la dans. Ce dacă râd un trecător că încerc să zbor. Și dacă